O nouă replică de data aceasta de 5 grade a zguduit centrul Italiei. Unda a fost resimțită la primele ore ale dimineții în aceeași regiune lovită de puternicul seism de duminica trecută, de 6,6 pe Richter. Cutremurul de astăzi s-a produs la doar 10 km adâncime, la aproximativ 50 de km departare de Perugia. Acesta a fost urmat de 75 de replici de o intensitate mai mică. Nu au fost înregistrate pagube în regiunea deja devastată de 4 seisme mari în ultimele 3 luni. Majoritatea locuitorilor a evacuat deja zona după cutremurile de săptămâna trecută. Echipele de intervenție fac în prezent verificări pentru a stabili dacă astăzi s-au mai prăbușit clădiri sau dacă există victime noi.